După cum puteți vedea acum, poate vă întrebați ce caut eu la Hide and Seek, la harta de Hide and Seek, unde sunt toate hărțile practic aici, pe mapa noastră preferată de Hide and Seek, cea mai șmecheră hartă din lume. Spuneți voi dacă nu e așa. Ce caut eu îmbrăcat ca David? Adică uitați-vă, chiar sunt David, dar da, nu știu de ce sunt ca David, dar bă, oare de ce aș putea să fiu ca David? Pentru că este și Alice aici, dar am intrat, după cum puteți vedea, mă aflu pe coridorul acesta, unde sunt toate hărțile și trebuie să mă duc din nou în lobby acolo, pentru că dacă vedeți, uitați-vă să vedeți numele prin partea aia, este Alice în partea aia și da, trebuie să mergem la Alice. Alice nu știe pentru că sunt costumat în David și să vedem cum o să reacționeze Alice și toate chestiile genul când o să se joace cu mine și să sperăm că nu o să-și dea seama într-un final că sunt eu David costumat, pentru că altfel n-aș putea să mai fac mai multe episoade de genul. Dar hai să mergem acum la Alice să vedem ce o să facem și dacă o să câștige David. Scrieți acolo în comentarii cine crede că o să câștige la Hide and Seek, dacă o să câștige Alice sau David. Nu mai vreau să mai vorbesc, că deja mă încurc, papa. Hai să mergem acum la lobby să vedem ce face. Alice, ce faci? Ce faci? Uite că am venit înapoi. Ce faci? Ajuns în sfârșit. Da, ce faci? Ce să fac? Uite bine, am venit aici că m-ai chemat tu. Dar ce e locul ăsta? Am văzut că m-am dus în partea aia, Alice, și am văzut că sunt niște hărți. Ce e ăsta? E Hide and Seek sau ce e? De față ascunsele? Păi cum adică tu te-ai dus fără? Bă, nu, deci aici o să jucăm noi fața ascunsele și prima dată tu o să te ascunzi și eu te caut. A, foarte, foarte bine. Chiar îmi place, Alice. Îți mulțumesc foarte mult, pentru că mie îmi place să mă ascund de fiecare dată. Alice e preferata mea. Mă, Alice, dar tu de unde știi? Tu unde știi toate locurile astea? Când plac mie, îmi place și Find the Button, îmi place și... Dar Hide and Seek îmi place foarte, foarte mult, Alice. Păi da, știu că astea jocurile copilărie, știi, și na, știam. Eu, hai să începem. Da, eu m-am băgat aici. Da, băgă-te acolo și hai. Acum mergem aici și asta este prima harta, Alice, este easy. Adică, mă, peste puțin, dacă e easy, înseamnă că mă găsești repede, Alice. Da, mai pot să mă ascund eu. Aha, te-am Nu, hai. Bine, hai să intrăm. Ok, deci arată cam așa ceva de genul. Ok, deci Alice nu mă mai aude acum pentru că sunt singur, nu știu ce mai vorbeam ca David, dar în fine, vedem. Bă, da, s-a ascunsese, dar Darusele aici. Da, vedeți că v-am zis, eu mă știam eu că Darusele atunci când l-am trollat eu cu invizibilitate, dar Darusele de fapt m-a trollat el pe mine și a pus el blocuri pe aici, a folosit hack-uri de alea de la lui, de la magician, de la vrăjitor, nu știu care este faza cu Darusele, care e el un magician, dar fiți atenți, știu că este ceva pe aici și dacă m-aș duce în partea asta ar fi foarte, foarte bine, dar mă gândesc că aș vrea totuși să o văd pe Alice cum mă caută și toate chestiile astea de genul, dacă mă duc, dar n-am unde să mă duc pe aici, dar bă, cred că o să mă duc fix aici unde se duce Darusele, cred că e un loc foarte, foarte bun totuși, pot să mai văd așa pe Alice și na, este prima rundă, ca și cum să nu bate la ochi că s-a mai jucat David, ca să nu zică că sunt eu sau altcineva, pentru că David nu s-a mai jucat, să zică că e slab, că nu știu ce și după lasă, că vedeți până la final când o să mă ascund eu în locurile alea cele mai jimichire, dar acum trebuie să așteptăm pe Alice să vină odată, că mai avem foarte mult timp de așteptat și da, sper totuși că nu o să mă găsească și o să câștig eu astăzi, adică David. Cine nu-i gata, iau cu lopa și vintru peste voi și vă dau cu ea în cap, unde sunteți? Mamă, deci vedeți că vine Alice, cred că e undeva prin partea asta, nu știu exact unde e, dar ia să mergem așa foarte ușor, trebuie să mă uit așa lejer, că decât așa, mă, da, nu văd pe Alice, asta e treaba, a, nu se vede numele, nu se vede nimic, dar să sperăm totuși, cred că ar trebui să vorbesc cu vocea lui David, că poate sare direct aici și mi-au de voce și n-ar fi foarte, foarte bine, dar ok. Alice, aici s-a plimbat urs, Alice. Eu am uitat să-i dau și lui o cască, că trebuie să vorbim și noi cumva să mai îndea niște indicii, că altfel, na. Ok, deci veniți în partea asta, să sperăm, deci da, vorbesc așa ca să nu-și dea seama, v-ați prins și voi, dar veniți în partea asta. Ok, da, deci veniți în partea asta și nu știu care se face, dar nu m-a văzut aici, este bine. Cred că a urcat acolo sus pe undeva sau nu știu exact, sincer, dar trebuie să vorbesc din nou cu vocea, David, că poate mă vede. Ok. Da, văd, asta aici foarte, foarte lejer. Alice, plimba ursul, mai aici. Cred că am văzut ceva acolo, cred că am văzut cumva pe Alice fix în partea aia, ok, mi-e frică. Ok, mamă, vedeți acolo, nu m-a văzut, e bine, nu m-a văzut, mamă, cum stă acolo Alice, bă, frate, bă, eu nu înțeleg cum nu mă vede aici, sincer, adică, bine, e și focul ăsta care totuși mă ajută, cred că totuși mă ajută, dar ce caute de sara așa în sus acolo mereu, ce vrea să, Alice, cum? Da, te-am găsit, numai că e o problemă, am uitat că trebuie să-ți dau o căscuță, știi, ca la concurs, atunci trebuie să-mi dai și indicii. Să-mi dai căscuță de aia ca să te aud sau să mă auzi și tu sau ce? Da, stai, întoarce-te că ți-o pun direct la ureche și când vrei să vorbești, apeși pe căscuță, pe ureche. Dar întoarce-te, nu te mai uita. Gata, m-am pus aici, m-am pus foarte, foarte bine. Da. Ok, gata. Ce mi-ai pus? Gata? Da, gata. Păi
jos și eu cum le pun jos, Alin? Sau pot să pun pe mut cumva să nu se audă? Trebuie să apeși pe ureche. Trebuie să apăs pe... Ok, bine, Alin, să intrăm la a doua rundă, dar așa cum facem, Alin? Ce se pune? Trebuie să mă pun eu ca seeker? Păi da, normal, hai, du-te. Mamă, deci trebuie să mă pun eu, ok, am înțeles. Alex, vedem că deja s-a dus acolo. Hai să vedem, să sperăm cum o să câștigăm runda aceasta ca să mă ascund și eu de mai multe ori ca David, pentru că n-aș vrea sincer doar să mă pun, dar și că ascunzi și e foarte nașpea când o să stau așa degeaba și nu mă găsește, totuși aici prefera o activitate în care să o trolez cumva, dar din păcate astăzi nu trolez, o trolez doar că eu sunt David, care David nu există, atât, asta e singurul troll. Alex, gata, am venit, asta e a doua hartă și acum te pui tu, mama cum arată de pe aici, mai hai să vedem, dăm așa. Mamă, deci ok, deci 300 de secunde, am i-apăs Alex căscuța, acum am pe mut, este foarte, foarte bine, să sperăm că totuși nu o să o uită aprins sau ceva de genul, Alex, dacă înseamnă că Alex mă aude și ea, ok, deci din partea dacă mă aude, stai puțin că trebuie să dau drumul să activez căscuța, acum hai să vedem ce face și Alex. Alex, mă auzi? Merge căscuța? Merge? Ce? Alex, vezi că nu prea merge căscuța, te-am auzit ciudat, ia, merge bine sau? Merge bine, bă, nu știu ce are, că mai face așa uneori, de, da. Ok, Alex, ce mai stau? Gata că trebuie să mai aștept aici, ce să e parcur, am eu aici, da, uite, 30 de secunde trebuie să mai stau, avem un parcur aici, Alex, atâta știu că avem un parcur și trebuie să-l fac pe ăsta, dar mă plictisesc, mie nu-mi place parcur, adică îmi place, dar nu-mi place, Alex, sincer, pe bune, ți-ți place parcurul? Perfect, dar atunci știu unde să mă ascund pe harta asta. Adică e cu parcur, cu dalea, Alex, păi da, e aici lobby-ul, sau lobby-ul ăsta e mereu aici cu parcur? E mereu acolo, numai că și harta asta e. Ok, am înțeles, nu mai zic nimic, deci mai avem 10 secunde. De 5, 4, 3, 2, 1. Cine nu-i gata la culă? Papa! Alex, unde ești? Unde ești? Uite, un cap de dragon, Alex, ești tu cumva aici? Ok, deci dacă ai zis, uite aici este un test, Alex, ești cumva prin partea asta pe aici pe sus, că ai zis tu că ai făcut un jump din ăsta nebunesc, așa, tare, mișto, nu? Păi, dar eu, cum adică vrei să-ți spun deja unde sunt? Că abia au început runda și deja, ia auzi. Ok, mamă, deci am văzut ceva acolo, ar putea să fie ceva, nu știu dacă e, dar sunt foarte multe lucruri aici, Alex, ceea ce-i drept, ok. O să dezactivez căscuța ca să nu mă auzi așa mereu, ca să nu mai dau indicii. Opa, de fapt, stai, că am găsit aici ceva deschis, ești cumva? Nu e nimeni aici. Ok. Trebuie să dezactivez acum căscuța, gata, am dezactivat-o, să nu mă mai aud, Alex. Bine, să sperăm că nu e prin partea asta, că altfel m-ar auzi, dar trebuie să o găsesc și nu știu unde e. Am văzut acolo loc, s-ar putea să mai fie încă un loc pe care noi încă nu l-am descoperit, pentru că știți că în ultimul episod în care am jucat cu Darusel, am descoperit eu un loc pe care noi nu l-am descoperit deloc și era super, super tare, dar... Ia, bă, oare... Alex! Cumva pe aici e Alex? Ia să vedem prin partea asta. Alex. Da, nu e Alex. Aici vedem că n-o găsim, dar supă, da, unde s-a ascund? De fapt, uitați, am găsit și acum un loc, pentru că pe ăsta nu știam de el. Sunt foarte multe locuri pe care noi încă nu le-am descoperit. Totuși ne-am jucat de câteva ori pe harta asta, dar încă n-am descoperit toate locurile. Sunt foarte multe locuri și prin partea asta. Bă, oare ăsta era așa dat în jos? Nu știu dacă era sau cum era, dar hai să mergem prin partea asta. Alex, ești cumva pe aici prin partea? Alex. Nu, ce faci? Nu merge. Cum urcă acolo? Cum urcă acolo, Alex? Cum urcă? Nu pot. Ia uite, Alex, că eu știu să fac parkour. Fugi. Bă, a sărit, mă. Alex. Te-am prins. Dar nu, că nu-i corect, că nu m-ai prins, că ți s-o părut, că pe pichitia. Ce faci, Alex? Te-ai ofticat cumva? Mă pleacă, pe pichitia. Du-te și ia-ți echipa. Hai, vei da, rapid. Bine, du-te. Ok, deci vedem că Alex s-a activat, s-a și ofticat, Alex, sincer. Dar e, mă rog, acum trebuie să mă pun eu ca hider. Am găsit tot ceea ce este foarte bine. Și acum începe nebunia. Unde vreau eu să mă ascund mai mult, să sperăm că nu mă găsește, dar cred că o să mă găsesc, pentru că, bă, chiar nu am răbdare să stau acolo și nici voi nu. Cred că ar fi plictisitor doar să stau așa, să mă uit la un perete, să nu văd pe Alex, pentru că dacă aș fi într-un loc, vreau să găsesc un loc în care pot să și văd. Dar fiți atenți, dar nu cred că e harta aia, dar am eu un loc foarte, foarte șmecher pe care l-am descoperit și nu vă zic prea multe, o să vă las să vedeți după aceea. Ce face Alex? Mamă, cum arată harta asta, e curcubiu? Gata. Alex, am căscut, mă auzi, unde ai? De gata, nu mai folosi așa, numai când îți cer eu, că deja nu mai... Ok, Alex, dar am o întrebare, tu te-ai mai jucat harta asta sau care e faza cu ea, tu știai de ea? Eu nu m-am mai jucat nicio hartă până acum. Ok, păi dar sincer nu prea pare că te-ai fi jucat, pentru că nu știi să te ascunzi. Ia, asta e adevărat, nu știi să te ascunzi, Alex. Ia închide căscuța, hai. Bine, ok, deci a închis Alex căscuța, bă, dar pe bune, nu știu cum s-a ascuns Alex, bine, a zis ea că am făcut tot tactic, trebuie să joc tactic ca și cum, pentru că am zis că David nu știe să facă parkour și practic Alex a zis că să pune pe acolo pe undeva pe sus și așa am găsit-o foarte, foarte lejer, dar acum trebuie să mă duc eu în partea asta, bă, da, ia ce
ce e ăsta? Din Legend of the Cloud? Bă, da, ce e ăsta? Adică, nu, nici nu cred că pot să ajung acolo. În fine, în fine, dacă mă duc, mă, dacă dau delay la cloud, doare unde s-ar pune, sincer? Dar, bă, dar n-am găsit loc. Mamă, mamă, 15 secunde, cred că ori pe vrejul ăsta pe aici. Ori pe aici, pe sus, să vedem prin partea asta. Bă, cred că rămân aici, undeva prin locul ăsta. Sau dacă stau într-un colț, ceva de gen, fiți atent, nu, cred că mă pun aici și cu Doamne ajută să vedem că, ok, deci Alex cred că s-a spawnat direct în partea asta. Uitați-vă acolo, uitați-vă acolo. Cap de ești, crezi cu lopata în cap de nu te vezi. Mă, Alex, nu prea-ți merge ție căscuța prea bine din câte observ eu. Bă, lasă-mă tu cu căscuța. Ce-ai făcut? Am găsit, am rapid, nu ți se pare. Ce, îți dau 100 de lei, Alex, dacă mă lași în pace. Ce-ai făcut? Hai, că eu sunt. Bine, tu pierd. Ok, mamă, deci m-a găsit Blackie, n-a fost o idee bună să stau acolo, dar puteam să o fac totuși să joc, dar nu știu prin ce parte s-a dus, că n-am mai văzut-o, asta e problema, dar haideți să mergem acum din nou și, bă, știți care e faza? Nu cred, sau ba da, cred că e șansa mea să fiu fix la harta aia unde am eu un loc super șmecher, dar încă nu vă mai zic prea multe, o să vedeți după aceea. Haide, bă, mai repede, vin o dată, ai zis că știi să te joci, că-ți place, dar nu prea se vede, hai. Cum adică, Alex, m-a auzit că am căscut, cum adică nu știu să joc, Alex, că eu știu, adică îmi place, adică nu mi-ai jucat harta tot dacă te-ai mai jucat, Alex, eu nu m-am mai jucat, asta e de vreo. Dar eu nu m-am mai jucat, ți-am mai spus că e prima dată. A, e prima dată? Ok, dar tot unde știi de harta aceasta? Care e o hartă? Păi asta de ne jucăm noi acum. Am descoperit-o eu, dar nu înseamnă că am mai jucat-o. A, ok, am înțeles. Mamă, dar nu pot să fac parcursul ăsta deloc pe aici, nu știu, e greu, dar tu ai reușit vreodată să-l faci? Eu l-am făcut cât am fost acolo, Seeker. A, ok, pe mai am eu de așteptat și fii atent, Alex, că eu o să te găsesc și după fii atentă. Nu mă mai găsești niciodată, atâta spun. Alex, mă mai auzi? Mai merge căscuța? Da, merge, hai, gata, lasă-mă, ia și caută. Bine, ok, mamă, deci mai am 15 secunde și o să ies de aici. Sincer, nu știu ce să mai zic, că nu mai știu exact dacă harta aceea era, dar cred că era ultima și cred că trebuie să am mare grijă să nu mă găsească Alex în penultima hartă, dacă era în ultima, pentru că vreau să mă ascund acolo foarte, foarte bine. Ok, deci vedem că s-a dat drum. Alex, vin după tine, unde ești? Nu pot să te ascund, o să te găsesc imediat, în 3, 2, 1 și te-am găsit, Alex. Ah, de fapt nu e aici. Ok, deci nu e aici, ia să vedem, pe aici, nu e nici aici, mamă, deci e cam riscant să vorbesc eu cu vocea, că poate fi undeva fix unde e ea, deci da, cred că ar trebui să vorbesc cu vocea fix când eu nu mă mai mișc, ok, dacă urc prin partea aia, dar nu e undeva pe sus, după cum, dar fiți atent, dacă mă duc aici, aș putea să văd eu ceva, dar nu, am o impresie că e undeva prin casă sau, oare cum pot eu să ajung la ăsta, în locul ăsta arată cam interesant, sincer, nu știu cum aș putea să ajung, pentru că vedeți că putem să urcăm pe acolo, dar da, hai să mă duc pe aici prin jos, Alex, ești cumva pe aici, Alex, am dat drumul la cascot, să mă auzi, Hai deodată, că eu stau aici, mă plictisesc. Da, îmi dai și mie un indiciu pe unde te afli tu? Normal că nu. A, ok, mulțumesc, Alice, oricum te găsesc foarte, foarte lejer. Ia, dacă mă duc prin partea asta pe aici, Alice, o să te găsesc. Nu e nimic aici, mă, Alice, dar tu unde ești, pe bune? Păi, da, e secret. Ok, hai că dezactivez căscuța. Bă, mi se pare că m-au zis ceva, s-ar putea să fie fix aici, prin partea asta pe unde mă ascundeam eu. Acum trebuie să vorbesc cu vocea lui David. Uitați, e un buton aici. Mă, ce face butonul ăsta? Păi, vedeți că sunt loc. Mă, ok. Am găsit cel mai bun loc. Am găsit cel mai bun loc existent, pe bune. Uitați-vă câte locuri sunt, frate, și noi eu nu știam de ele, practic, dar acum trebuie să mă duc să caut pe Alex în forma lui David. Alex, pe unde ești? Mamă, dar sunt foarte multe locuri și mechire, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Ok. Alex, ești cumva pe aici, pe undeva? Alex, ce faci? Alex, știi că te găsesc? Alex, am dat drumul la căscuț, să mă auzi? Mă auzi? A, ce e? Pe unde ești? Că te găsesc, Alex, nu e cale de scăpare. Dacă tot mă găsești, de ce mă tot te întreb unde sunt. Ia, hai și găsește. Păi ca să te găsești mai repede, Alice. Ah, ok, deci nu mai vrei să mai vorbești cu mine? Am înțeles, Alice. Păi bine, eu o să mă duc pe aici. Bă, da, pe bune, unde e Alice? Pe unde e Alice? Că nu o găsesc. Dar cum pot? Ok, deci stai puțin, dacă mă duc prin partea asta așa, am eu presimțire că undeva pe aceea trebuie să fac liniște să nu mă audă. Ok, 3 2 1 și Alice. Ah, de fapt nu e aici. E bine că ar fi, cred că m-ar fi auzit, dar bă, da, unde e? Că n-am nici cea mai mică idee. Bă, da, asta l-am lăsat eu, cred că l-am lăsat eu totuși și asemenea urcăm pe aici, dacă ne uităm partea asta, suntem ascunsă, semn eu. Da, nu e acolo. Bă, da, pe bune, unde e Alice? Că nu găsesc absolut nicăieri. Pe unde ar putea să se ascundă?
am trecut prin toate locurile, dar vedeți că sunt locurile astea pe aici și nu știu pe unde și putea să urc. Ia, dacă urc pe aici, merge? Nu, nu merge. Sau să sar pe undeva pe aici. Ia să vine, uităm. Ales, ești cumva pe aici, pe undeva? Mă, frate, nu e pe nicăieri, nu o găsesc pe bune. Ales, ales. Bă, dar aici cum aș putea eu să sar? A, nu, prin partea asta. Ales, ales. Bă, mamă, cât de greu. A, deci pe aici cred că trebuie să urc eu prin partea aia pe sus, mamă. Deci aici, dacă nu e niciun loc, ăsta cred că e ultimul loc prin care ar putea ea să fie, dar văd că nu pot să ajung. Nu pot să ajung și n-am ce să mai fac. Ok, 3, 2, 1 și gata, gata, gata. Ales, ales, vin după tine, vin după tine, ales, pe unde ești? Nu poți să te ascunzi de mine, n-ai nicio șansă, te găsesc. Bă, da, bă, nu e pe aici. Ales, ales, bă, unde e Ales? Ok. Ales, ales. Bă, frate, am trecut prin toate locurile și pe Ales încă nu o găsesc. Mă, unde? Da, unde ar putea? Bă, oare, știu că mai era un loc aici în floare, s-ar putea să fie aici. Ales, ales. Nu, nu e aici, aici în partea asta. Ales, ales, ales. Da, nici aici. Bă, unde? Mă, am fost prin toate locurile posibile și pe Ales n-am găsit-o. Mă, ce se întâmplă? Oare mă trolează cu ceva? Habar n-am. Opa, 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 stai puțin. Ales, ales. Nu, nici aici nu e. Sau? Ales, ales. Da, nici aici nu e. Bă, unde ar putea să fie, frate? Adică nu e nicăieri. Bă, Ales, Ales, pe unde e? Ales, nu, 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 Ales, 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 ajutor, nu mai văd, nu mai văd. Ales, te-am găsit, te-am găsit. Ce faci, mă, Ales, mă, te-am găsit, mă, te-am virei. Dar nu, păcă am fost acolo în cuptor și am primit un arc și am vrut să te fac să nu mai vezi și ok, ok, interesant, Ales, eu am descoperit cel mai bun loc, aș vrea să repetăm harta, se poate sau? No, nu putem, nu putem, hai, nu, nu se poate, nu se poate, hai. Da, poate mai venim altă dată, Ales. Bă, dar eu caut. Bine, mă pus-o, hai, dar mă duc aici la mamă. Și ne ducem direct acolo, Ales, să ne jucăm foarte, foarte frumos. Unde este aceasta? Mama, Ales, cum arată asta? Mama, ok, ok. Mama, deci asta era parcă, nu mai știu sigur, dar dacă mă duc în partea asta, stai puțin, da, nu, nu cred că era asta, nu cred că era asta, din păcate, sau ceva de genul, nu mai știu exact. A, ba da, cred că asta era, da, asta era, gata, gata, mă ascund aici, pentru că aici am vrut să mă ascund de Darusel atunci, dar acum mă ascund de Alice și eu sunt David și eu mă ascund, da, deci vedeți, mă ascund aici, bă, e cel mai bun loc, dar știți care este faza, e nașpa că nu pot să văd absolut nimic și trebuie să-i dau mai multe indicii lui Alice, indicii, cred că o să vorbesc numai pe căscuță cu Alice, pentru că nu se poate, o să mai dau căscuța jos din când în când, dar da, cred că o să mai ridic de fapt ăsta pe undeva prin partea asta ca să mai văd și eu câte ceva, dacă trece prin partea asta sau așa, nu știu, dar o să mă pun direct aici și aștept Alice să vină și da. Să-mi dai primul indiciu, haide. Mă, Alice, stai puțin, cum adică să dați așa primul indiciu, mă, Alice, tu vorbești pe căscuță, pe cum să-l dau, nici n-ai ieșit de acolo și tu vrei să-l dau indiciu? Păi trebuie să-mi-l dai, că așa e regula asta. Ok, Alice, eu pot să spun că stau pe burtă, atât am zis, stau pe burtă, Alice, stau undeva pe jos, stau înghesuit și e foarte, foarte frumos. Păi, și ce culoare vezi? Albastru, că mă văd pe mine, practic. Păi, da. Da, bine. Păi, dar ce culoare să văd, Alice? Văd mov, că e mov peste tot, adică atâta pot să zic. Ok, hai că te mai las, Alice, nu stau cu căscuța mereu, că așa îți dau prea mult. Cât de fraier ai fost să deschizi aia fix când am intrat eu pe ușă, bă. Da, dar cum ai venit din prima, Alice, acolo? Că, adică, ți-am dat prea mult indicii, nu-i așa? Nu, mi-ai spus numai ce culoare vezi și m-am dus direct la căsuță. Păi, da, hai, nu te optica, hai că eu sunt. Ai zis că nu te-ai mișcat, unde știi că în căsuța aia așa arată? Erau căsuțele pe culori, era albastru, mov, roz, și mai erau și altele, și era și mov, și ai zis că vezi mov și m-am dus pe mov. În fine, hai, du-te acolo, că eu văd pun sicăr și ai, ok, hai, papa, Alice, că deja mai supără. Păi, dar pune-te sicăr, că nu mă lasă dacă nu. Hai să mergem la ultima hartă, gata, Alice, hai să vedem care e asta, ok, ok, gata, bă, deja mă enervează, Alice, pe bune, la unul cel mai serios, nu știu, am fost fraier, cam ieșit, bă, fix atunci, uitați-vă, când stau eu, n-am răbdare, dar asta trebuia să mă pun într-un loc unde puteam să am și vizibilitate, că nu ar fi fost plictisitor, dar nu știu, bă, da, fix așa în prima secundă, frate, să vină așa direct pe mine, n-am mai pomenit treaba aceasta, nu mai mie, nu se putea întâmpla, sincer, măcar, da, da și voi acolo un like și scrieți acolo în comentarii ce să facem data viitoare la fața ascunselea, dacă vreți să o trolăm pe Alice, ca David, dar cu invizibilitate, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, chiar sunt curios. Alice, ultima rândă, vin după tine, mă auzi că am căscut să pus și acum vii să te caut, fii atent, am o presimțire că ești fix aici, prin partea asta, mă, Alice, uite-te cum e că sunt noi din prima, dar stai puțin, că aici tu te joci cu mine ca și oarecele cu pisica, mă, Alice, ce-mi faci? Păi dacă eu cum pot să ajung acolo? Hai că mă duc eu prin partea asta, Alice, așa, mă urc pe aici pe sus, foarte frumos, pă, Alice, 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 mă, Alice, mă spui, da, îți bagi joc de mine, pă, bune, ce faci tu aici? Te-am atins, nu merge, pă, dacă pe unde, mă, Alice, și asta? Hai, pe bune, frate, nu putem să ne jucăm serios, că face Alice trei brutăcieni, ok. Mă, deci deja mă enervează, uitați-vă la Alice în partea, da, uitați-vă la ea, n-am ce să mai zic, uitați-vă ce loc a prins și face mișto de mine acum în ultimul hal, n-am ce să mai zic.
prea mult de atât, dar uite să, bă, nu cred, nu, Alex, 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 mă auzi? Mă auzi? Da, nu cred că mă aude, dar da, na, a, aș ieși. Da, aș ieși. Alex, mă auzi? Am căscut sau mă auzi? Mă auzi? Unde ai fugit, mă? De ce ai fugit? Alex, dar nu e corect cu locul ăsta, că nu suntem doi seeker, trebuia să-l mai aduci pe prietenul tău, să mai fie și el aici, dar în selul ăla. Ei, da, dar de unde știi tu de el? Ia, lasă, că e foarte corect, să știi. Pe cum adică, de unde știu cu dar în selul, nu l-ai prezentat, n-a venit la tine acasă, atunci, opa, am descoperit ceva, cred că ești aici, Alex, aha, te-am găsit, te-am găsit. Alex, mă auzi? Eu te aud, tu mă vezi? De văzut, nu te văd, unde ești? E, secret, crezi că zic așa? Ok, Alex, hai că închid căscuța, că deja mă enervez. Bă, frate, uitați-vă câte locuri sunt și noi încă nu le-am descoperit, dar cum putem să ajungem la locurile alea? Asta e întrebarea mea, pentru că uitați-vă ce locuri găsim și prin partea aia sunt niște locuri foarte, foarte geniale pe care nu le-am găsit și aș vrea să le găsesc. Oare undeva pe aici, Alex, să uit. Alex, Alex, ești undeva? Da, nu e pe aici, dar fiți atenți. Nu știu, bă, nu știu care este faza cu harta asta, este o hartă foarte mare. Eu credeam totuși că vă plictisim cu harta asta filmând atâtea episoade pe harta aceasta, dar după cum puteți vedea, sunt foarte multe locuri pe care încă nu le-am descoperit și eu sunt sigur că nu o să le descoperim pe toate niciodată. Dar bă, unde e Alex? Asta e întrebarea mea. Ok, lăsăm locurile la o parte, da, Alex. Alex, mă auzi? Căscuța, căscuța, te zice, te zice, mă auzi, Alex? Pe unde ești, mă, Alex? Că nu te găsesc pe bune, adică ești... Nu înțeleg. A, ți-a picat ăla, Alex. Da, unde ești? Că e prea mare harta asta. Poți să-mi dai și mie un indiciu? Că ce ți-am dat atunci? Da, am să-ți dau un indiciu și ăla o să fie că sunt în apropiere de o lampă de asta, de stradă. O lampă? A, adică ești afară? Da. Ok, pe unde ai putea? Pe, eu sunt aici. A, Alex, am... oare ești undeva pe aici, prin locuri de astea ciudate? Nu, nu te găsesc, Alex? Bă, dar unde ești? Ești într-o casă? Unde ești tu? Eu nu sunt. Practic, nu sunt în nimica. Păi și atunci unde ai putea să fii, Alex? Pentru că mă uit peste tot și nu văd absolut nimic. Bă, da, ai zis că nu ești pe o casă, adică nu ar trebui să mă chinui să urc pe aici. Ok, dar dacă sunt... Păi, dar cine a zis că nu sunt pe casă? Am zis că sunt afară. A, ia fi atentă că folosesc eu ceva. Ce e aici, Alex? Cred că te gânte... Alex, Alex, vin după tine. Alex, mamă, cum e locul ăsta aici, frate, m-am și pierdut în el. Mă, Alex, unde ești, pe bune? Păi, dar crezi că zic așa, ți-am mai zis atâtea ori. Ia și caută, nu mă mai întreba. Ok, ok, hai că vine acum să te caut, dar nu te găsesc, asta e problema. Ok, am scos căscuța, bă, unde e Alex? Că cred că face troll de mine, sincer. Nu știu dacă trebuie să pun căscuța înapoi, pentru că mai sunt 5 secunde și eu nu o găsesc. Și cred că o să pierd, bine, totuși, tot cred că pierdem, dar mă rog. Alex, Alex, mă auzi? Mă auzi, Alex? Alex, mă auzi? Ce? Unde ești? Unde ești? De ce mă tot întrebi? Că păi... trebuie să mă cauți, nu trebuie să-ți spun eu. Am găsit, fii atent că am găsit ceva. Mamă, ce e aici? Cum arată? Păi, da, uite că eu sunt afară și eu nu te văd absolut nicăieri, Alex. Tu unde ești? Păi, eu pot să fiu afară și pot să nu fiu într-o casă, dar cine zici că sunt la vedere? Am înțeles. Mamă, dar câte locuri sunt pe aici, Alex, și nu pot să le descoper. Aie, cred că am pierdut, Alex, nu știu, n-am ce să mai zic, da, cred că am pierdut, Alex, nu știu, atâta vreau să zic, cred că am pierdut, dar nu, eu nu mă dau tot. Până la ultimul moment, te găsesc, 3, 2, 1, ia, aici ce e, mă? Bă. 3, 2, eram în apă, eram în apă. Erai în apă și am vrut să te caut și eu n-am putut, adică am zis, bă, nu cred că te ascunzi acolo, ha, mă, du-te, mă, cum ai... Da, cum, Alex? Cum te duci în apă? Am ieșit de acolo din aia chestie neagră și după aia când am văzut că erai acolo, am sărit în cel mai apropiat loc de unde puteam să mă ascund și bine și m-am băgat într-un colț. Bine, Alex, hai că plec acasă, că m-am enervat, dar lasă, data viitoare o să vezi tu, Alex, ce o să-ți fac, o să câștig 100%, atât spun. Da, să zici, da, 100%, hai, du-te de aici cu vrăjelile tale. Ok, vedem că a plecat, Alex, nu mai zic nimic dacă mai vrei să mai facem episoade cu harta aceasta. Pentru că uitați-vă câte locuri sunt, frate, nu știu, am găsit foarte multe chestii. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți totuși să o trolăm data viitoare cu invizibilitate, să fim ca David sau să trolăm noi normal, să vorbim cu vocea noastră normală mereu, că na, adică nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii cum vreți și aia o să facem, cam atât, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.